Peste 30 de muncitori sezonieri plecați din România și Polonia la o fermă pomicolă din Belgia au fost nevoiți să lucreze în condiții calificate drept sclavie modernă. Conform știri de Cluj.ro, afirmația îi aparține unui lider sindical belgian care a semnalat situația presei și procuraturii. Timp de 2 săptămâni, oamenii au muncit fără să fie plătiți și fără să li se dea hrană, aceștia fiind nevoiți să mănânce merele recoltate chiar de ei. Sclavia modernă și până unde se poate ajunge. În plus, condițiile de cazare erau îngrozitoare, iar ferma nu a achitat nici contribuția pentru a asigurările sociale ale sezonierilor. Ca urmare a condițiilor de muncă inumane, cei mai mulți muncitori s-au întors în țările de origine, iar la ferma cu pricina au mai rămas doar 7 lucrători, cărora nu li s-a precizat naționalitatea. Cazul este anchetat de parchetul muncii din Belgia, notează Observator. Recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, inclusiv schimbul sau transferul de control asupra persoanelor în cauză, efectuate sub amenințare sau prin uz de forță sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, prin fraudă, prin înșelăciune, prin abuz de putere sau profitând de starea de vulnerabilitate sau prin oferirea sau primirea de bani sau de alte foloase pentru a obține consimțământul unei persoane care deține controlul asupra alteia în vederea exploatării. Așa sună definiția traficului de persoane, relatează person.ro.